Ai auzit vorbindu-se mai în glumă, mai în serios, că pe vremea comuniștilor se trăia mai bine ca acum? Că toată lumea primea apartament, toți aveau serviciu asigurat, școala era școală. Cum ar fi să te poți întoarce în timp ca să vezi cu ochii tăi cum trăia cu adevărat o familie în anii 80, cu bune, cu rele, și să tragi tu singur concluziile? Acum poți, pentru că noi am deschis Ferestroica, primul muzeu privat al vieții de familie în comunism. Te invităm într-un apartament comunist, într-un bloc comunist, într-un cartier comunist, să descoperi povestea adevărată a familiei care a locuit acolo. Este singurul loc din România unde mai poți să vezi, să auzi, să atingi și să guști trecutul. Mai multe nu vă spun, vă las să descoperiți singur.